Ne aflăm alături de domnul dr. Adrian Petrișor, medic specialist medicină internă și cardiologie, și ne povestiți, domnule doctor, despre o acțiune foarte importantă pe care Clinica Prima Clinic o desfășoară în această perioadă. Măsurați gratuit tensiunea arterială a tuturor craiovenilor care înțeleg cât de important este să facă acest lucru și ajung la dumneavoastră în clinică. Așa este, Ana Maria, este al doilea an în care participăm la această campanie. Anul trecut a fost primul an. Această campanie este organizată de Societatea Internațională de Hipertensiune, împreună cu Societatea Europeană și Societatea Română de Hipertensiune. Se desfășoară pe parcursul lunii mai, de aceea campania se numește May Measurement Month, adică luna mai a măsurării tensiunii arteriale. Nu este o inițiativă nouă, se află în străinătate deja la al patrulea an. Scopul este de a conștientiza publicul asupra pericolului reprezentat de hipertensiunea arterială. Noi ne-am alăturat acestui demers al Societății Române de Hipertensiune. Din păcate, în zona Olteniei suntem singurul centru și, din păcate, în România sunt doar câteva centre, adică în București sunt două spitale de stat, Spitalul Floreasca și Spitalul Colțea. Am impresia, sper să nu spun o prostie, un centru medical privat și noi. Da, deci foarte puține clinici, foarte puține unități de stat care s-au implicat în această campanie, de aceea cred că este foarte important ca pacienții să răspundă aceste inițiative, pentru că de fiecare dată observăm faptul că la medic ajung pacienți în stadiu terminal al bolii atunci când foarte greu se mai poate face ceva. Așa este. Din păcate, hipertensiunea debutează chiar la vârste tinere. Și de aceea, Societatea Internațională de Hipertensiune dorește cu prioritate să măsurăm tensiunea la pacienții tineri, la oameni tineri, chiar dacă nu și-au măsurat-o niciodată sau care nu și-au măsurat-o în ultimii ani. De ce? Pentru că hipertensiunea este unul dintre cei mai importanti factori de risc cardiovascular și este răspunzătoare de decesul la peste 1 milion de oameni anual. De încă o dată, sunt decese care pot fi evitate. Asta este un lucru foarte important. Pot fi evitate printr-o simplă măsurare a tensiunii arteriale. Nimic mai simplu. Nu avem nevoie de altfel de investigații de înalte. Primul lucru este să depistăm valoarea tensiunii arteriale, să vedem dacă avem o valoare tensională normală și apoi ne adresăm unui medic care să știe ce conduit aplică. Această acțiune este bazată pe voluntariat, într-adevăr, și aici, din punctul meu de vedere, ambulatoriile de specialitate ar fi cele care ar trebui să se alăture. Ce pot să vă spun? Din păcate, jumătate din populația ce suferă de hipertensiune nu știe că suferă de această afecțiune și totodată încă un lucru foarte grav este faptul că jumătate din cei care sunt tratați, pacienți hipertensivi ce prezintă tratament, nu ajung să atingă valorile tensionale optime, cele menționate în ghidurile noastre și cele care până la urmă sunt adecvate sexului și vârstei lor. Bolile inimă sunt cele mai frecvente afecțiuni întâlnite în cazul românilor. Pe de altă parte, nu avem programe de prevenție care să fie implementate de stat și care să se desfășoare într-un mod organizat. De aceea, aceste inițiative ale unor clinici private mi se par extraordinare, pentru că ne plângem pe de o parte că nu facem prevenție și că statul nu ne oferă această șansă de a participa la programe de prevenție naționale, dar pe de altă parte, în momentul în care se organizează astfel de acțiuni, suntem extrem de pasivi. Da, așa este. Acum, programele de prevenție sunt ani de zile de când știm hibele sistemului sanitar. Nu există sistem sanitar perfect. Dar acum trebuie să ținem cont și de faptul că poate avem și noi o vină în această lipsă a prevenției. Și vina noastră este că nu răspundem nici la acțiunile care, așa cum sunt, multe puține, sunt organizate. Fie de medici de familie, fie de medici specialiști și de stat. Pentru că să nu uităm faptul că, până la urmă, în ultima vreme, Casa de Asigurări a început să sprijine modalitățile noi de diagnosticare a hipertensiunii arteriale, inclusiv prin introducerea decontării, inclusiv la medicii de familie și la medicii specialiști, a monitorizării ambulatorii a presiunii arteriale. Un lucru foarte important.
Acum, mai mult, mai puțin, suntem o țară săracă, avem un buget mic. Este greu să judec astfel de lucruri, dar în momentul în care numărul de like-uri pe Facebook depășește numărul de pacienți care își măsoară tensiunea arterială, deja nu mai putem da vina pe sistem. De aceea este clar că pe lângă aceste programe de prevenție, pe lângă aceste analize care se pot face și ne pot spune dacă suferim de o boală sau nu și putem începe un tratament care să fie salvator, foarte important este și ceea ce facem acasă. În cazul acestor bolile de inimă, hipertensiune, este foarte important și stilul de viață pe care îl avem. Ce sfaturi aveți pentru cei care se gândesc că este cazul să nu mai continue așa cum au avut viața timp de ani de zile și că e important să prevină afecțiunile? Păi, în primul rând trebuie să știm că prevenția hipertensiunii este un lucru foarte important. Doi, faptul că hipertensiunea ușoară poate să fie controlată strict prin modificarea stilului de viață. De fapt, asta încurajează și ghidurile noastre europene. Ce putem să facem? Păi, în primul rând, să scădem aportul de sare. Mâncăm foarte sărat. Chiar dacă nu adăugăm sare la prepararea mâncării, utilizăm alimente semiconservate ce au un adaos destul de mare de sare. Am pacienți care folosesc vegetal sau produse de genul acesta. Toate aceste concentrate au un conținut foarte mare de sare, chiar până la 60-65%. Deci sare se găsește în multe lucruri pe care le mâncăm. Ne place pentru că practic accentuează gustul, dar pe termen lung practic nu poate să facă decât rău. Din alt punct de vedere, trebuie să adoptăm un stil de viață sănătos, un stil de viață care să includă consumul de fructe și legume, cât mai multe. De fapt, este o dietă care se folosește foarte mult în Anglia, este dieta DASH, care îi obligă, cel puțin pe englezi, să consume cel puțin 5-6 fructe sau legume diferite în fiecare zi. Din alt punct de vedere, avem un stil de viață sedentar. Stăm foarte, foarte mult la birou, la serviciu, după care ajungem acasă, ne așezăm în pat și ne uităm la televizor. Folosim mașina pentru a ne deplasa chiar și pe distanțe foarte scurte și putem să vedem că și aici în Craiova deja au apărut aglomerările în toate intersecțiile. Este greu, într-adevăr, nu avem o infrastructură care să ne permită să circulăm cu bicicleta, cu trotineta sau cu rolele, indiferent ce mod de deplasare ne alegem. Dar, încă o dată, nu trebuie să tot timpul să așteptăm să ni se ofere ceva. Eu zic că trebuie să ne descurcăm cu ce avem dacă tot dorim să adoptăm un stil de viață sănătos. Trebuie să evităm stresul. Trebuie să ne deconectăm mai mult și să știți că 30 de minute de mișcare în fiecare zi scad nivelul stresului. Nu avem nevoie neapărat de medicație. Putem să ne ducem să ne plimbăm în parc, plecăm cu jumătate de oră mai devreme de la servici, dacă ni se permite acest lucru, și pur și simplu putem să ne plimbăm pe stradă, în parc. Reprezintă un mijloc foarte bun de a scădea stresul și implicit valorile tensiunii arteriale. Sunt sfaturi extrem de utile care, la un moment dat, fac diferența între viață și moarte, chiar dacă nu conștientizăm în momentul în care medicul ne spune acest lucru de fiecare dată. Contribuim așa prin ceea ce înseamnă prevenția bolilor de inimă și prin această acțiune de prevenție și de testare gratuită, să ne spuneți până când pot să vină oamenii în clinică. Păi, ultima zi în care vom determina va fi în ziua de 31 mai. Pe lângă determinarea tensiunii arteriale, pacienții vor completa un formular, fie vor fi întrebați și răspunsul la respectivele întrebări va fi trecut într-un tabel. De fapt, scopul, pe lângă o conștientizare a riscului reprezentat de hipertensiune arterială, este și un indicator statistic, pentru că vrem să știm totuși ce se întâmplă cu stilul de viață. De ce? Pentru că în momentul în care se elaborează ghidurile de tratament și diagnostic ale hipertensiunii arteriale, aceste ghiduri nu sunt elaborate de oameni care stau într-un cabinet și care nu văd oameni, ci până la urmă trebuie adaptate populației, astfel încât tratamentul să fie eficient. Nu se poate să fie eficient dacă nu știi ce se întâmplă, practic, cu populația generală. Vă mulțumim foarte mult! Cu mare plăcere și eu vă mulțumesc!